Salutare lume, Axel aici și a venit acel moment în care fac turul camerei. Înainte de a începe, vreau să zic câteva lucruri care sunt sigur că vor fi întrebate în comentarii și vreau să le elimin din prima. În primul rând, acest video îl filmez cu S6-le și cu rig-ul Shoulder Pod S1 și folosesc căștile și microfonul de la căști ca să fie sunetul cât de cât ok. După aceea, al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că poate în timpul acestui video mă veți vedea că am transpirat, dar este destul de normal pentru că este august. După aceea, al treilea lucru pe care vreau să-l spun este că fac acest video pentru că am văzut că este un tip de video destul de popular pe YouTube și eu m-am uitat la câteva și am învățat de la ele cum să-mi organizez camera, păreri despre gadget-uri chiar. Și chiar și voi mi l-ați cerut chiar de când am început acest canal de YouTube de aproape 2 ani. Și am zis că acum ar fi momentul să-l fac pentru că am ajuns la un stadiu în care sunt mulțumit cu camera și chiar aș avea nevoie și de feedback din partea voastră ce să fac ca să mai îmbunătățesc atmosfera. Pentru că și eu am impresia că camera este minimalistă, dar nu are acel personal touch. După aceea, al patrulea lucru pe care vreau să-l spun este că am observat că aceste videouri pe YouTube sunt un pic tratate ciudat din punctul meu de vedere de anumite persoane, pentru că ei au impresia că acea persoană care face un tur al camerei îl face sau al apartamentului sau working space sau setup sau în fine, îl face ca să se laude. Nu, este chiar stupid să gândești așa, pentru că dacă mă urmăriți de ceva vreme pe YouTube, voi camera asta ați văzut-o într-un mod sau altul. Chiar dacă te duci în videouri mai vechi, vei putea să vezi o evoluție sau o schimbare. Iar echipamentul pe care îl voi prezenta, din nou, i-am făcut diferite videouri despre el, unboxing, review-uri, veți avea link-uri în descriere către ele, către videouri, de unde să-l cumpărați și chiar și pe blog am o listă cu toate produsele pe care le folosesc day by day, gadget-uri. Și acolo aveți și o scurtă părere despre ele, plus link-uri către video și de unde să le cumpărați. După aceea, următorul lucru pe care vreau să-l spun este că din nou trebuie să schimb mâna. Eu în acest moment încă locuiesc cu ai mei, dar motivele sunt destul de simple. Sunt în Iași, adică sunt din Iași, am făcut facultatea în Iași și nu a fost nevoie să mă mut la cămin sau să stau undeva în chirie. În plus, mă înțeleg foarte bine cu ei și nu au avut niciodată o dispută majoră și pot spune că și aici în cameră stau ca și cum a sta în chirie, pentru că toate modificările pe care le-am făcut după placul meu și pe bugetul meu respectiv. Așa că gata cu vorbăraia și hai să trecem la turul camerei. Ok, voi începe de la stânga la dreapta pentru că mi se pare destul de normal să încep așa. Aici, în partea stângă, este ușa unde mă vedeați în spatele ei și aici este dulapul pe care l-am făcut la comandă după un model de la IKEA de pe vremea când IKEA nu trimitea produse în țară. Și aici veți vedea CD-uri cu muzică pe care le-am cumpărat de-a lungul vremii. Aceste CD-uri cu Linkin Park le-am cumpărat prin clasa 7 pentru că eram mare fan Linkin Park și acum mai îmi plac, dar melodiile noi nu prea m-au trasat. Meteora și Reanimation și colaborarea cu Jay-Z mi-au plăcut cel mai mult. După aceea un album de la Moonlight Breakfast. Aici sunt niște CD-uri cu muzică indiană, dar indienii din America, nu ăia din India cu Salman Khan, mereu mi-a plăcut și când am fost mic mi-a plăcut foarte mult seria Vinetu de la Carl May. În caz că n-ați citit-o chiar, eu n-am citit prea multe cărți, nu știu dacă e un motiv de laudă, pentru că niciodată nu m-a atras beletristica, am preferat să citesc cărți de dezvoltare personală, dar acele cărți chiar mi-au atras și de atunci am avut așa o curiozitate pentru cultura indiană a Amerii indienilor. După aceea, asta este un CD pe care l-am primit de la Hara Palp Continuă, de la trupa Ad Hoc, Dezmăți, Licori și Muzici Medievale. Chiar interesantă muzica, este o trupă românească, găsiți albumul și pe YouTube să-l ascultați. După aceea, aici jocuri, deocamdată singurul joc pe PlayStation fizic pe care îl mai am este GTA 5. Chiar asta a fost un motiv pentru care am vrut să-mi cumpăr PlayStation 4 atunci când au anunțat că apare GTA 5, am zis gata, trebuie să-mi iau PlayStation 4.
După aceea, jocuri de pe vremea când mă jucam pe PC, StarCraft 2, Half-Life 2 și World of Warcraft, originalul Vanilla și cu Burning Crusade-ul. Prin clasa a 10-a am avut o perioadă în care eu și încă vreo 6-7 prieteni jucam ca animalele, wow, stăteam în conferințe de vreo 12-14 ore, chiar a fost o perioadă destul de interesantă. Dar acum, de exemplu, am mai urmărit un pic ce s-a întâmplat cu WoW, am mai intrat într-o perioadă în niște triale de 7 zile, dar nu m-am mai atras. Atunci eram, atunci grupul ăla de prieteni și era interesant. Aici cărți pe care le mai am, aici trebuia să mai fie și biografia lui Steve Jobs, dar i-am împrumutat-o unui prieten. Cartea Studio Ramona de la Andrei Ciobanu. Aici niște cărți un pic mai ciudățiche, mai ciudățele, dacă vă uitați la titlu, dar le-am primit cadou, așa că n-am putut să le refuz. Ne-am răsfuit un pic, sunt destul de interesante. Aici o carte despre, de la Titi Aur, șoferul de curse de la noi, dacă știți, Autocontrol. Este o carte care te învață diferite tehnici de șoferie, de condus mașina. Am răsfuit cam jumătate în ea, dar nu știu, nu m-a mai atras așa mult. E interesantă dacă vrei să înveți chestii pe care școala de șoferi chiar nu te învață. După aceea am primele trei albume de la Harap Alb Continuă. Este o bandă desenată pe care vă recomand. Este chiar prima bandă desenată pe care am citit-o. Nu, n-am citit alte benzi desenate și mi-a plăcut ideea că tratează povestea lui Harap Alb și o dezvoltă mai departe decât a scris Ioan Creangă. Mi se pare că el a scris Harap Alb. Oricum, vă recomand, dacă treceți printr-un magazin și aveți cum să răsfăiți și vă atrage, vă zic să vă luați. Eu aștept să apară și albumul 4 pentru că îmi place mai mult cum arată aici numerele legate, sunt 4 numere decât să iau câte un număr separat. După aceea, pe raftul ăsta, zicem că este raftul de bibelouri și diferite cadouri pe care le-am primit de la diferite persoane, plus de la Kinder. Aici am un ceas de la Bossart, l-am primit cadou la 18 ani, dar nu l-am mai purtat de ceva vreme. N-am fost niciodată adeptul ceasurilor. Adică mi-au plăcut, a fost o perioadă, dar după aceea, nu știu, n-am mai simțit nevoia. Un set de poker, nu prea știu să joc poker. După aceea, rucsacul pe care îl folosesc de zi cu zi, un Samsonite, l-am primit cadou atunci când am intrat în echipa Samsung Mobilers. Rezistă de aproape 3 ani, da, cred că 3 ani. Singura problemă pe care o are este aici la fermoar, dintr-o parte nu se mai închide, dar în rest merge bine, mersi. Și chiar sunt super mulțumit de el. Îl folosesc să-mi iau echipamentul la sală, să-mi car mâncarea la servici. Tot ce trebuie cărat într-un rucsac îl car în asta. După aceea, aici am câteva lucruri de cable management și anume niște bandă Velcro cu dublu adeziv. Și le țin aici ca să-mi aduc aminte că ar trebui să fac un video despre cable management. Și aici mai este o rolă. Se pare la fel, același tip. De 50 pe 100 mm, adică are un metru lungime. Plus o șurbeniță, na. Asta se cheamă sfic, parcă, și îl folosesc să tai bridele de cabluri. Și tot zic că voi face un video despre cable management, dar nu știu. Niciodată n-am reușit să mă apuc de el, promit că îl vei face. După aceea, următoarele două rafturi sunt folosite către prietena mea. Aici este o masă de genul celor care ți se aduce mâncarea la pat, dar ea o folosește ca să scrie atunci când eu sunt la birou și are nevoie să scrie. Plus cărți de lei de la medicină. Ce carte este aia? E pusă invers. Reumatologie. Aha, ok. Bun, cărți de medicină, chiar nu am nicio treabă. Aici sunt niște cutii în care țin nimicuri, dar aici este cutia pe care orice gadget freak trebuie să o aibă, cu cabluri, adaptoare, lucruri de care nu știi niciodată când ai nevoie. Plus brațele de la suportul de TV și veți afla de ce sunt aici. Plus aici ceva produse de curățenie de la prontul de șters praful și electronicele, plus niște lavete. Ok, hai să continuăm. Aici este o comodă în care depozitez diferite lucruri, dar n-am să intru în detalii pentru că nu e nimic interesant cu conținutul ei. Asta este un cadou pe care l-am primit de la prietena mea
Pentru că atunci când dăm petrecerea acasă, mie îmi place să fac pe barmanul și să fac shot-uri și mi-am luat niște medicamente antiplictiseală pentru tristețe, antistres, chiar este super tare. Și de-abia aștept să folosesc, să dau niște medicamente. După aceea, încărcătorul de la periuța electrică. Aici ar trebui să fie PlayStation 4, dar s-a mutat. Încărcătorul de la Samsung Galaxy S6. I-am făcut video și am zis că poate să fie folosit pentru orice telefon cu încărcare wireless și încă mă deranjează LED-ul albastru și verde care se aprinde atunci când e telefonul pe el. Tot zic că iau niște bandă izolări să-l acopăr. Sper că săptămâna asta să mă ocup de el sau în viitor, vedem. După aceea un cablu micro USB pe care îl folosesc pentru încărca mouse-ul, cam tot să fie acolo pentru dacă trebuie să fie încărcat ceva pe micro USB. Și aici ar fi trebuit să fie televizorul, dar în caz că nu mă urmăriți pe Facebook și Instagram, hai focusează, hai, așa, ok. În caz că nu mă urmăriți pe rețele sociale, sigur nu știți că acesta s-a stricat cam acum vreo 3 săptămâni. L-am trimis în garanție, cei de la garanție mi-au zis că nu poate să fie reparat și o să-mi returneze banii. Așa că Yamag mi-a returnat banii și am zis că oricum nu aveam nici în plan să-mi cumpăr de Black Friday și am zis că poate mi-au un televizor Ultra HD atunci. Vedem. Nu știu, vedem cum evoluează treburile. Na, ăsta este suportul de la TV, plus un canal pentru cabluri lipit de perete, super simplu, găsiți prin toate magazinele de bricolaj dacă aveți nevoie, la fel ca și bridele de cabluri pe care vi le-am arătat. Aici este un sticker de perete cu turnul Eiffel și a apărut prin toate videourile pe care le fac, adică apare prin video, pentru că mi se pare un lucru destul de interesant și este cam singurul lucru pe care l-am făcut să personalizez camera. După aceea, asta este softbox-ul pe care îl folosesc să filmez pentru YouTube și să luminez produsele și pe mine mai bine. Este un Hakuta VL9099, parcă. Am făcut un review despre el, este printre primele videouri pe care le-am făcut și după 2 ani și ceva rezistă bine, mersi, l-am scăpat de multe ori. Am tot zis că spăl husa asta albă, dar s-a făcut un pic mai gri, dar tot amân evenimentul. Cum am zis, el rezistă bine, mersi, a și căzut de câteva ori, am reușit să-i rup mânerul, dar toate butoanele funcționează cam prima zi. Becurile și ele funcționează din prima zi, nu s-a ars deloc. Picioarele sunt un pic cam sensibile, de asta a și căzut de câteva ori, pentru că dacă îl ridici la înălțime maximă este cam instabil, dar pentru prețul pe care l-am dat, îmi fac treaba foarte bine cu el pentru YouTube. Na, aici ar trebui să fie geamurile și S6 nu vrea să focuseze. Hai? Ok. Aici ar trebui să fie, adică sunt geamurile și cu draperia și perdeaua. În fine, nimic neinteresant. Un coșul de gunoi. O sticlă cu apă și cam gata. Hai să continuăm. Scaunul de birou Marcus de la IKEA. I-am făcut un unboxing și un video care l-am prezentat pe el, pe scaun. Salut, scaun. Și picioarele de la birou, care tot de la IKEA le-am luat, IKEA Becant, parcă, oricum zic în video-ul ăla și aveți link-urile la el către tot ce trebuie. Plus blatul de deasupra l-am făcut la comandă pentru că am vrut să fie de aceeași textură cu comoda și cu dulapul ăsta. Acum văd că a intrat laptopul în standby, hai să-l dau drumul. Să încep de la stânga la dreapta, este o lampă de la IKEA, am uitat cum se cheamă. După cum ați văzut, marea parte a lucrurilor din cameră sunt ori de la IKEA, ori le-am făcut la comandă, dar asta de pe vremea când IKEA a început să facă livrări în țară, deci destul de recent. Căștile, Audio-Technica ATH-M50, din nou sunt niște căști foarte bune pentru prețul pe care îl au, calitatea pe care ți-o oferă sunt foarte bune, este foarte bună. Și, din nou, raportul calitate-preț este foarte bun, nu am nimic ce să le reproșez și, cum am zis, am un video în care le laud cam tot timpul. Și dacă vreți niște căști faine pentru monitoare de studio care vă oferă calitatea sunetului într-un preț cât de cât rezonabil, vă recomand. Audio-Technica ATH-M50, după aceea sistemul de boxe Logitech Z623 2.1, satelitul stâng, drept și subwooferul de desubt. Din nou un sistem 2.1 super ok, pentru
camera asta chiar nu am nevoie de mai mult, pentru că deja că îl dau pe la 25%, deja este destul de puternic. Și pentru uita pe YouTube, pentru muzică, pentru chestii normale, chiar sunt super mulțumit de el și mai ales prețul pe care îl are. Îl găsiți la promoții pe la 500 de lei, este super ok. Din nou, video. Singura chestie pe care aș vrea să o facă Logitech ar fi dacă ar scoate o versiune în care boxele să nu trebuiască să fie conectate între ele. Adică satelitul stâng este conectat la subwoofer, satelitul drept este conectat la subwoofer. Dacă ar trebui, ar putea să facă o variantă wireless și ele doar să fie conectate la priză, la sursă de curent, ar fi super. Ok, după aceea, laptopul meu, un MacBook Pro Retina de 13 inch, late 2013, 8 GB de RAM, un Intel i5 dual core la 2,4 GHz, spațiu de stocare flash de 256 de GB, sunt foarte mulțumit de el. L-am luat cam acum un an, SH, și merge cam prima zi chiar, nu am nimic ce să-i reproșez. El stă pe un stand numit M-Stand, pe care l-am cumpărat de pe eBay, nu l-am găsit nicăieri la noi și l-am găsit SH la un preț bun pe eBay, a venit tocmai din Polonia și îmi place că ridică laptopul la cam la același nivel cu monitorul și este și el făcut din aluminiu și se potrivește foarte bine cu stilul MacBook-ului. După aceea, tastatura Logitech K360, dacă nu mă înșel. Tastatură ieftină, aș putea spune, wireless, ok. Mi-ar fi plăcut să găsești varianta pentru Mac, dar nu mă deranjează pentru că butonul de Windows este butonul de command și m-am obișnuit cu poziția. Aici este receiverul de la tastatură. Mouse-ul Logitech G700S, un mouse foarte bun, el este de gaming, dar din cauza că are foarte multe butoane, este bun și pentru productivitate, pentru că poți să pui macro-uri pe fiecare buton, are 5 profile pe care le poți folosi și alterna între ele, eu folosesc doar două. Asta e profilul 1, profilul 2, asta este când editez în Adobe Premiere și am câteva shortcut-uri făcute. Singurul lucru care nu-mi place este că după un an, cam toate lucrurile pe care vi le arăt au aproape un an, bateria nu mai are o autonomie atât de bună și cam o dată la 2-3 zile trebuie să-l pun la încărcat. Dar nu este nicio problemă pentru că am aici în spate la monitor un cablu micro USB ca să conectez telefonul, pun și la mouse și îl folosesc în același timp și el se și încarcă. Mousepad-ul este un SteelSeries, nu mai știu ce model, este printre cele mai populare de la SteelSeries, sunt vreo 3 mărimi pentru el. Asta este mărimea cea mai mică, prima dată am avut mărimea cea mai mare, zice că este preș și am returnat-o și am luat ăsta. După aceea, un hard Seagate de 1 tera, i-am făcut unboxing și video, sunt foarte mulțumit de el și nici nu l-am umplut. Și că ziceam de PlayStation, în caz că îl vedeți, l-am mutat aici în spate pentru că dacă a murit televizorul și îl foloseam în marea majoritate a timpului doar pentru PlayStation, a trebuit să-l mut undeva și l-am conectat la monitor. Aici este și controllerul. N-am nimic ce să-i reproșez. Știu că la început și chiar în review am zis că s-ar putea ca joystick-urile să se scămoșească, să dispară acest cauciuc de pe ele, dar eu n-am nicio problemă cu joystick-ul. Merge ca în prima zi. Și ca să vă arăt un pic cum sunt ele conectate, la Mac am conectate căștile, USB-ul care duce, un USB 3.0 care duce la monitor, care are și el un hub USB 3.0 cu 4 porturi, parcă. Aici folosesc mufa Thunderbolt de la Mac pentru DisplayPort, cum este conectat monitorul, și cablul de alimentare de la MacBook. După aceea, PlayStation-ul este conectat mufa de alimentare și cablul HDMI care se duce la monitor. Un cablu micro USB, cum am zis, ca să încarc și el este conectat la monitor și de la monitor prin hub se duce la laptop. După aceea, receiver-ul pentru wireless de la tastatură și el conectat la monitor. Și receiver-ul de la mouse, nu știu dacă îl vedeți aici,
este conectat direct la laptop, pentru că na, mai iau mouse-ul cu mine și tastatura mereu rămâne acasă. Hardul este și el conectat tot la monitor și niciodată n-am avut probleme să fie interferențe între ele. Mereu a gestionat traficul pe USB monitorul foarte bine. Iar boxele și ele sunt conectate direct la monitor, așa că, de exemplu, acum când este conectat Mac-ul, se aude sunetul de pe din Chrome. Samsung Galaxy S6, așa. Cel mai bun telefon de la... Și după aceea când comut pe HDMI 1, după cum vedeți, are DisplayPort, mini DisplayPort și încă două porturi HDMI. Când comut pe HDMI 1, se aude sunetul de pe PlayStation. Ok. Și acum se aude sunetul de pe PlayStation. Cum am zis, jocurile pe care le am fizic este doar GTA 5. Și astea sunt jocurile pe care le-am primit luna asta, în august 2015, pe contul de PlayStation Plus. Din nou, sunt de părere că PlayStation 4 este o consolă foarte bună și mai ales cum eu mă joc destul de light și jocurile pe care le joc sunt de genul care sunt destul de populare și apar pe consolă. De-abia aștept să apară noul Hitman. Va apărea pe la sfârșitul lui decembrie 2015. Și na, jocuri destul de populare, mai mult mă interesează povestea în ele. Am jucat un pic GTA 5 online, dar am fost nemulțumit de modul în care gestionează crearea de echipe, mai ales heisturile durează super mult până adun niște oameni. Dacă sunteți pe PlayStation 4 și vreți să-mi dați ad și poate vreți să jucăm un GTA 5, să facem un heist împreună, pentru că vreau și eu să le termin, pentru că sunt la ultimele, ăsta este profilul meu, Axel Ro, cum este pe toate platformele sociale. Mă găsiți așa și pe Facebook, pe Instagram, pe Twitter, pe chiar și pe YouTube. Acum dacă băgați youtube.com/axelro mă găsiți. Așa că hai să revin la DisplayPort. Și ce vreau să vă mai arăt la birou este cable managementul pe care l-am făcut. După cum vedeți, am dus cablurile pe care am putut pe lângă picior, le-am dus sus. Acolo am lipit sus ăsta, prelungitorul. Este un prelungitor. L-am lipit acolo cu velcro. Singurele cabluri pe care n-am putut să le ascund în niciun mod sunt cele care duc la subwoofer. Este cablul către satelitul drept și ăsta este nu alimentarea. Mi se pare că este jack-ul de 3,5 mm. Sau e alimentarea? Chiar nu, mi se pare că e jack-ul de 3,5 mm care se duce la subwoofer, la monitor. Acum am să mă duc să iau un cablu jack un pic mai lung și pe ăla îl voi putea ascunde. Dar cel de la satelitul drept este cu o mufă specifică pentru Logitech. Seamănă cu VGA, deci că nu este VGA. Am găsit un prelungitor pentru el, dar era destul de scump. Trebuia să-l comande pe eBay și mă ajungea vreo 200 de lei. Da, am zis că nu merită și nu mă deranjează așa mult un cablu acolo. Și toate cablurile și toate lucrurile care sunt sub birou sunt aici în plasa asta, care a venit odată cu blatul, cu picioarele de la IKEA. Am dat găuri în blat, am montat-o și acolo stau toate lucrurile care, în loc să atârne toate cablurile, le-am băgat pe toate în plasa respectivă. Și din nou o privire de ansamblu cu biroul. Sper că n-am uitat nimic de zis despre el. Mai să mă ridic din nou în picioare. Patul, ce pot zic. Acolo un dulap. Salut, aici sunt eu. În partea asta sunt haine și acolo mai este ceva interesant care vreau să vă arăt, dar în partea de sus, după cum vedeți, este trepiedul cu capul MV502AH pentru video și picioarele 055X Pro B, parcă, nu sigur. Este o combinație foarte bună la Manfrotto, destul de scumpuță, pentru că na, este echipament destul de profi, adică am văzut că capul respectiv este folosit chiar și cu combinații cu camere Red Epic și toate nebunile care filmează 6K, 8K și este un standard destul de bun. Ia să mă sun eu în pat să vedeți mai bine. Așa. Aici mai este un trepied tot de la Manfrotto. Este ceva mai light din aluminiu și îl iau cu mine ca să, atunci când mai merg pe munte sau am nevoie să car la mine un trepied, pentru că ăsta e destul de ușor, nu știu dacă are un kil. Dar combinația asta
destul de hardcore. Să care ăsta în spate, nu e chiar așa mișto. Și o chestie pe care vreau să vă arăt este asta. Un pic, ia să fac un pic. Greu când ai o mână ocupată. Chestia asta am făcut-o cam pe când am început să mă joc eu cu filmarea. Se cheamă Figrig. Este făcută din PVC sau PPR. George, dacă vezi acest video, mersi din nou că m-a ajutat să fac. Și ideea este că montezi camera aici în mijloc și în loc să și ai o priză mai largă, pui aici mâna stângă, aici mâna dreaptă și ai o priză mai largă și mai fixă asupra camerei și este un sistem de stabilizare destul de eficient. N-am mai folosit-o așa des pentru că prefer să iau trepiedul după mine și am făcut-o după un tutorial de pe YouTube. Am avut ceva probleme în găsirea materialelor pentru că PVC-ul nostru nu este ca PVC-ul americanilor, pentru că la ei merge lipit cu niște lipici, cu niște adeziv, iar la noi a trebuit să fie topit, nu știu exact care este diferența. Mi se pare că ăla se cheamă PPR sau PVC la noi, în fine. Dacă vreți să faceți ceva de genul, aveți un pic de muncă, pentru că vă trebuie un aparat de topit și lipit țevi. Ok, hai să cobor din pat. Și o să vă arăt aici ce ar fi interesant. Aici îmi țin rucsacul cu echipamentul foto. Hai să-l dau jos și să-l pun în pat să vă arăt. Și ce mai este aici interesant? Aici zicem că este zona produselor în așteptare. Va veni un giveaway. Aici sunt carcasele de la S6 și pernuțele de la rucsac pe care le-am scos și nu am nevoie de ele. Și aici zicem că este zona de așteptare în care pun produsele despre care trebuie să fac un video. Bine, despre carcase am făcut, dar n-am în altă parte unde să le țin. Și asta este o foaie pe care a făcut-o maica mea pentru mine ca să mă ajute atunci când filmez să nu intre nimeni peste mine în cameră, atunci când înregistrez sunet și video. Și o lipesc pe ușă ca lumea să știe că filmez și să poată să aibă răbdare până termin. Chiar a fost un gest foarte drăguț din partea ei. Na, aici haine, nimic interesant, nu cred că vreți să-mi vedeți hainele. Așa, și haideți să vă arăt rucsacul. Ne fac și un tur al echipamentului. Foto, video. Este un case Logic SLRK206. Nu, despre toate produsele care am discutat, aveți link-uri în descriere. Sunt foarte mulțumit de el, chiar nu am ce să-i reproșez. Adică dacă eu n-am zis nimic despre un produs în mod special, acum îmi păstrez părerea din videoul pe care l-am făcut despre el. Canon 6D, camera pe care o folosesc pentru YouTube. Mai mult am folosit-o pentru filmare decât pentru poze. Cu un Sigma 1850, f2.8 4.5, cu stabilizare, autofocus. Și pe Canon am instalat și Magic Lantern-ul, în caz că folosiți, știți că vă ajută și chiar n-am de ce să schimb camera asta pentru că de fiecare dată când o folosesc îmi dau seama că niciodată n-am ajuns să o folosesc la maxim. Sunt foarte mulțumit de ea. Așa că dacă vreți o cameră pentru un DSLR, pentru filmat, mai mult vi-l recomand pentru filmat, pentru poze ați putea să luați ceva mai compact. Chiar vă recomand Canon 6D. Aici este hot shoe de la trepiedul Manfrotto, ca să glisezi și să pui camera mult mai repede, să nu trebuia să stai să înfiletezi de fiecare dată. Acum, în rucsac, ăsta este un trepied, sau cum ar spune un prieten, niște bilanale, un trepied flexibil, cu picioare flexibile, pe care poți să-l montezi oriunde și l-am folosit cel mai mult în combinația cu, se cheamă Joby Gorilla Pod, și l-am folosit cel mai mult în combinația cu gripul de la telefon, Shoulder Pod de Sono, și cu S6-le. Și marea majoritate a cadrelor din vlogul de la Samsung Bootcamp 2015 a fost filmat cu combinația asta. Adică Joby Gorilla Pod cu S6 și Shoulder Pod de Sono. Bine, el susține și DSLR-ul dacă îl pun. Am o poză pe Instagram în care am pus Canon într-un copac. Caz că vreți să vedeți. Este chiar super mișto. Și este foarte solid, dar nu arată ca niște bilanale. În fine. Microfonul pe care îl folosesc, Rode VideoMic. Aș vrea să fac upgrade la Rode VideoMic Pro, dar, nu știu, într-un fel
N-am de ce, pentru că singura problemă ar fi că atunci când îl folosești cu un Canon, indiferent de care Canon, atunci când îl bagi direct în el, pentru că are mufă jack aici de microfon, produce un hâsâit, un fâsâit, pe care poți să-l scoți la post-procesare, dar aș vrea să nu fie nevoie. Am ajuns să editez cât de cât sunetul ok ca să sune bine cu microfonul respectiv. Aici mai este un trepied flexibil și îl folosesc doar ca să montez microfonul și îl folosesc ca suport. Este destul de greu să fac treaba asta cu o singură mână. Ok, te-ai prins. Îl pun așa și îl aranjez microfonul în caz că vreau să fie într-o poziție mai ciudățică. După aceea, alte lucruri. Aici este un card SD de la Kingmax de 16 GB, tot cu Magic Lantern pe el. În camera am un SanDisk parcă, tot de 16 GB. Asta îl folosesc. Super mulțumit de el, dar niciodată n-am avut nevoie de mai mult 32 de giga pentru stocare. Un briceag, pentru că nu știi când ai nevoie să tai ceva sau să înfiletezi sau așa. Aici sunt cauciucurile de la microfon pentru sistemul de stabilizare, să spun shock absorbent. Sunt cauciucurile astea 4 și cu astea 4. Ia să închid aici. După aceea, aici mai sunt niște cabluri. Este un cablu USB OTG pe care îl conectezi la cameră și la telefon și folosești aplicația DSLR Controller. N-am mai folosit-o de așa mult timp, dar îl am la mine că nu știi când ai nevoie. Plus un cablu plângitor, aș putea spune jack 3,5 mm mamă și tată. Atunci când vreau să pun vreau să pun microfonul mai departe de cameră și nu ajunge cablul ăsta mititel, care implică ca microfonul să fie montat pe hot shoe de la cameră. Aici nu mai este nimic, în partea laterală parcă. Mai am bateria externă de la Cirio de 12.000 mAh cu două porturi USB. Unul de 1A, unul de 2,1A. Mulțumit de ea. Am folosit-o mereu când am avut nevoie și nu aveam o priză pentru încărcat telefonul sau tot ce se mai încarcă pe USB. Și cam atât cu rucsacul. Nu mai am nimic în el. Și cam atât cu turul camerei. Să mă dau un pic mai în spate să vă mai fac o privire așa de ansamblu. Și da, cam atât. Sper că nu a ieșit video ăsta prea lung. Și cum am zis, dacă vreți să vedeți videouri mai detaliate despre produsele pe care le-am arătat, vor fi link-uri în descriere către unboxing-uri, review-uri și ce video am mai făcut despre ele, plus link-uri de unde să le cumpărați în caz că voi găsi. În caz că aveți sfaturi pentru mine cum să modific camera sau să o mai optimizez sau lucruri care nu v-au plăcut sau v-au plăcut sau nu știu, dacă aveți sfaturi sau păreri, secțiunea de comentarii vă așteaptă. Și da, trebuie să-mi fac outro. În caz că v-a plăcut, abonați-vă, dați-mi like, mă găsiți pe Facebook, Twitter, Instagram, puteți să-mi dați follow pe ele și în caz că vreți să mă ajutați cu producția acestor video, folosiți primul link în descriere care duce către EMAG ca să cumpărați ce vreți voi de acolo. Nu plătiți nimic în plus și, cum am zis, este cel mai simplu mod prin care mă puteți ajuta cu producția acestor video. Și noi ne vedem pe data viitoare și aveți grijă de voi. Pa, pa!